Proiectul Hercule este derulat de Ministerul Sportului în 32 de județe din țară, printre care și Hunedoara, având ca principal scop de a-i atrage pe copii către sport. Cea de-a doua etapă a proiectului se va desfășura în vacanța de toamnă, în perioada 23-30 octombrie. Proiectul Hercule oferă elevilor cu vârste între 6 și 15 ani cursuri gratuite de inițiere în diferite discipline sportive și la nivel local, proiectul este implementat prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara. Instructorii și antrenorii voluntari care doresc să se înscrie în proiect trebuie să se adreseze în cel mai scurt timp instituției județene organizatoare.